Divorțul este dureros pentru fiecare dintre părțile implicate, iar în cazul în care există și copii la mijloc, aceștia ar trebui protejați de ceea ce se întâmplă pe câmpul de bătălie dintre părinți. Nu se întâmplă mereu așa, ba dimpotrivă. La divorț, copilul devine desori un instrument, o armă, prin care fiecare părinte încearcă să-l rănească pe celălalt. De sentimentele și interesele copilului se uită complet în focul bătăliei. Dar a apărut un proiect de lege care intenționează să protejeze copiii aflați în asemenea posturi dificile. Discutăm despre el astăzi cu invitata mea, Gabriela Groza, avocat și psiholog judiciar. Bine ai venit, Gabriela! Bine v-am găsit! Divorțul este de prea puține ori amiabil, din păcate, iar copiii sunt victimele colaterale, cum se spune. Aș vrea să ne explici puțin pentru telespectatori ce înseamnă pentru un copil, pentru mintea și sufletul lui, să asiste la bătălia aceasta între părinți, care de cele mai multe ori poate lua o formă destul de urâtă. Ce se întâmplă cu copilul când e prins la mijloc? Aici avem cazuri foarte diferite, pentru că, pe de o parte, divorțul poate să arate diferit. Sunt părinți care știu să divorțeze și părinți care nu știu să divorțeze. Și da, cele mai multe dintre ele sunt în instanță atunci când vorbim despre copii, pentru că, de regulă, părinții cer lucruri care nu se pot reconcilia în niciun fel. Adică fie amândoi își doresc încredințarea copilului la propria persoană, fie stabilirea domiciliului, fie programul de vizită îl doresc într-un mod diferit. Acestea toate sunt cereri auxiliare unei cereri de divorț. Sau pensia de întreținere, care unul ar vrea să fie mai mare, celălalt ar vrea să fie mai mică. Dar chiar și în instanță fiind, sunt părinți care încearcă să afecteze cât mai puțin copilul și alții care cumva n-aș spune că ignoră, pentru că multora le pasă, dar nu știu cum să o facă și nu-și dau seama cât de mult rău fac prin comportamentele pe care le au. Sunt prea prinși acolo în lupta dintre în ei ca să mai observă copilul. Sunt prea prinși emoțional în vinovăția pe care o simt, în furia pe care o simt față de celălalt partener, în idealul care se rupe, pentru că majoritatea persoanelor care se căsătoresc în ideea de a nu divorța. Ori atunci când divorțezi, chiar dacă e cea mai bună decizie, chiar și atunci suferi foarte tare. Nu mai vorbesc de situațiile în care simți ambivalență de la primul moment în care încep divorțul și poate și mult după. Deci oricum este dureros, oricum este un proces greu de dus intern, emoțional. Dar uneori copiii sunt mult mai mult afectați decât ar trebui. Deci, pe de o parte, contează cum știu să gestioneze părinții stările emoționale și tot procesul. Și până la urmă acest lucru nu se manifestă doar în momentul divorțului, ci cel mai probabil se manifesta și în familie până la momentul divorțului și se va manifesta și după, atâta vreme cât vor trebui să se înțeleagă. Celălalt lucru care contează este reziliența copilului, pentru că noi oamenii nu suntem la fel, facem față în mod diferit situațiilor, doi copii nu sunt la fel, pot să fie afectați în mod diferit de exact aceleași comportamente pe care le au părinții. Sunt copii care au mecanisme defensive de disociere, adică reușesc cumva să se țină departe emoțional de ce se întâmplă și să se concentreze pe câte un aspect din viața lor pe care îl pot controla și fac performanță foarte bună în sport sau performanță foarte bună academică, pentru că e o zonă de control, e ceva ce în sfârșit le dă stabilitate în toată nebunia care se întâmplă în jurul lor. Sunt alții care nu, sau care au mecanisme de gestionare a situațiilor mult mai nesănătoase, cum ar fi consum de droguri, dacă vorbim de adolescenți, cum ar fi demotivație în privința a orice, adică un dezinteres total pentru orice, comportamente agresive și multe alte roluri pe care le pot lua copii. Ce mai contează în plus e și vârsta copilului, pentru că e foarte diferită reacția unui bebeluș versus un preșcolar sau un adolescent sau chiar un adult tânăr care deja cumva nici nu mai e vizat după 18 ani de procedurile acestea judiciare. Ce ne poți spune despre conflictele de loialitate între cei doi părinți? În general, în cazul unui divorț urât, și acum ne vom referi la această categorie de divorț,
fiecare părinte încearcă să atragă înspre el copilul, să-l atragă în tabăra lui, cumva inoculându-l împotriva celuilalt părinte, vorbindu-l de rău pe celălalt părinte și copilul cred că nu are cum să nu iubească ambii părinți și atunci se simte cumva prins la mijloc. Da, doar că diferă. Uneori părinții sunt de bună credință, alteori nu. Și pentru mine asta e diferența poate cea mai importantă. Că dacă sunt în divorț cu o persoană despre care eu cred că realmente, nu știu, îl văd că se droghează tot timpul, conduce băut, are dosare penale pe tema asta și așa mai departe, faptul că îi spun copilului că nu e un mediu așa de sigur cel creat de tatăl atunci când tatăl bea, da, într-o viziune putea să o interpretez ca fiind o denigrare, dar dacă eu chiar asta cred și nu o fac nici de cum în scopul de a rupe o relație, ci în scopul de a-mi proteja copilul, cred că sunt de bună credință. Și în anumite situații, părinții care fac afirmații despre celălalt părinte, le fac cu convingerea că așa stau lucrurile și le fac în scopul de a proteja. Nu înseamnă că trebuie să spui unui copil tot ce crezi sau tot ce știi despre celălalt părinte că a făcut rău sau că nu e în regulă. Acest lucru nu este recomandat niciodată, indiferent ce crezi. Și sigur, sunt alții care pur și simplu se simt mai bine denigrându-l pe celălalt, pentru că această denigrare le întărește decizia, că e decizia bună să divorțezi și au nevoie să-și spună și lor cât e celălalt de greșit, ca să-și întărească convingerea că fac bine ce fac divorțând, sau au alte interese care țin de ceea ce obțin sau nu în proces și atunci au o agendă ascunsă cumva pentru tot dialogul pe care îl poartă și creează într-adevăr un conflict de loialitate, pentru că cu anumite excepții, cum și aici vorbim de acei părinți care abuzează în mod direct copiii, copilul, da, are nevoie de ambii părinți și o legătură importantă, legătura afectivă pe care o are și cu mama și cu tata, chiar dacă mama și tata sunt departe de a fi perfecți. Și putem să ne gândim și la imperfecțiuni ale părinților noștri sau a situațiilor pe care le știm, dar dacă ne întreabă cineva, adult fiind, dacă preferai să fie departe tata sau departe mama sau să nu fie în viața ta sau să fie acolo chiar și așa cum a fost, probabil mulți dintre noi o să răspundem că vreau să fie acolo, pentru că e o legătură afectivă care nu o poți suplini cu ușurință. Și dacă vrei să o rupi, atunci chiar trebuie să fie dintr-un motiv justificat, adică dintr-un abuz care e evident și care face mult mai mult rău. Ce ne poți spune despre această violență psihologică, așa cum este ea definită acum legal? Violență psihologică în momentul în care tu, ca părinte, vorbești de rău celălalt părinte și încerci chiar să induci o anumită înstrăinare a copilului legată de părintele celălalt. Deja legea este a luat hățurile în mâini, așa, și nu mai lasă poate la latitudinea unei interpretări acest lucru. Este un lucru bun sau nu? Ce consider, Gabriela? Consider că nu este un lucru bun să definești într-o lege ceva ce reprezintă un domeniu de specialitate a unei alte profesii. Adică, vorbim de înstrăinare părintească, vorbim de alienare parentală și acest lucru nu se întâmplă doar în domeniul dreptului familiei. Mă refer la aceste definiții pe care legea le dă altfel decât așa cum apar în manualul de diagnostic psihiatric sau în cum sunt date de forurile internaționale care se ocupă cu expertizarea minorilor în situații, în procese judiciare. Deci, cred că avem o problemă, în primul rând, de terminologie. Sunt termeni psihojuridici, adică termeni care, așa cum sunt și termeni de medicină legală pe care îi folosim în domeniul juridic, există și termeni din psihologie pe care îi folosim în domeniul juridic, dar nu putem să le schimbăm sensul, pentru că nu facem altceva decât să stârnim confuzie. În cele mai multe situații, alienarea parentală este constatată, dacă este constatată, de un psiholog care face o expertiză ce are un astfel de obiectiv, o expertiză pentru instanță sau pentru organele judiciare, dacă e vorba de un proces penal.
Alienarea parentală, așa cum este văzută și mult disputată și la nivel internațional, este un fenomen foarte amplu, este o tulburare de relație care presupune întrunirea multor factori. Presupune o anumită durată de timp, presupune un anume efect asupra copilului, nu doar încercarea părintelui. Presupune niște atitudini schimbate, presupune o anume emoție pe care o simți față de celălalt. Faptul că nu poți să spui nimic bun despre el, că nu mai poți să ai amintiri frumoase, adică e foarte complexă. În momentul în care vii și reduci foarte tare definiția și cumva e suficient să denigreze părintele sau să și gata, vorbești de un anume tip de violență, chiar dacă o faci din dorința de a clarifica sau de a suprareglementa, stârnești confuzie, pentru că deja specialiștii lucrează cu aceste terminologii care sunt definite altfel. Inclusiv înstrăinarea este, după unele definiții de specialitate, o etapă înainte alienării, de exemplu. Adică, pur și simplu sunt definite deja de 20 de ani în literatura de specialitate într-o altă manieră. O altă problemă mare este legată de instrument. În psihologie mereu îți pui întrebarea cu ce măsori asta? Adică nu e destul să vină unul dintre părinți și să, nu știu, să dea o declarație cum că este vorbit de rău de către celălalt. Cumva spui că trebuie să măsurăm aceste lucruri sau grade de discurs nociv? De foarte multe ori, păi, trebuie să nu neapărat să măsori gradul, ci să măsori acea înstrăinare a fost efectul a cărei intervenții. Pentru că în familie copilul poate să fie înstrăinat de bunica, poate să fie înstrăinat de o mătușă, poate să fie înstrăinat de celălalt părinte sau poate să fie înstrăinat de frate sau și așa mai departe. Astea sunt probleme nu pe care le gândesc eu acum, ci care au fost descoperite în literatura de specialitate de-a lungul timpului de specialiștii care documentează asta de 20 de ani. Adică au fost situații în care era evidentă înstrăinarea, dar era greu să o legi de activitatea directă a celuilalt părinte, care, din potrivă, în anumite situații încerca să contribuie la. Și adică un copil e influențat de mai mulți membri ai familiei. Da. Nu poți să hotărăști atât de clar care este rolul doar al unei dintre părinți, scos din contextul bunici, frați, mătuși, unchi. Exact așa este. Pe de altă parte, au fost situații din nou cunoscute în literatura de specialitate în care s-a mers pe constatarea alienării, s-a dispus de către instanță să fie copilul direct încredințat celuilalt părinte, adică cel care era profund respins de copilaj. Nu mai vorbesc aici de efectele psihologice ale mutării așa de pe azi pe mâine, dintr-o dată într-un mediu cu un părinte despre care chiar dacă tu în mod fals crezi lucruri, totuși le crezi și ai nevoie de o anumită pregătire și o anumită trecere. Asta e altă discuție. Dar au fost câteva situații și în state foarte mediatizate în care după ce s-a dispus această mutare, s-a constatat că într-adevăr era vorba de abuz sexual sau de abuz fizic grav. Și în momentul în care ai astfel de cazuri, sigur că îți pui întrebarea cum decelezi între situațiile în care este realmente vorba despre alienare și cele în care copilul are motive justificate. Degeaba spune textul că să nu aibă motive, adică se îndepărtează fără motive. Dar cum poți tu evalua dacă acele motive sunt sau nu sunt justificate? Sunt reale și sunt justificate, într-adevăr. Și sunt reale, da. Și sunt justificate. Adică sunt anumite cazuri din practică. Știți cum e cu teoria simplă și practica care ne omoară, care ne fac să nu fim atât de încrezători, că prin simplu fapt că vine o lege și ne spune, da, există asta, lucru pe care îl știam și care oricum era înglobat în definițiile altor forme de violență, pentru că e o formă de violență psihologică, care este reglementată de legea 272 de foarte multă vreme, care este văzută
văzută și în DSM, în manualul de diagnostic psihiatric, și este definită și acolo, care este definită în hotărâre de guvern, hotărârea 49, care de fapt încearcă să dea niște direcții specialiștilor multidisciplinari pentru care conlucrează pentru interesul superior al copilului. Adică să nu avem impresia că s-a venit acum prin acest proiect de lege cu propunerea de a constata o formă de violență care până acum nu era constatată. Nici vorbă. Era constatată și era definită și aveai unde să o încadrezi juridic fără nicio problemă. Aceste situații sunt foarte greu de evaluat în practică. De aceea multe cazuri nu sunt rezolvate sau sunt rezolvate prost. Și e adevărat asta. Dar cu o reglementare sau cu o redefinire legislativă nu reușești să rezolvi niște probleme umane de practică. Iar eu spun că nu e oportună și n-o spun doar eu. Colegiul Psihologilor din România a trimis numeroase puncte de vedere spre Parlament încă din 2022, tocmai punând în vedere asta că se creează o confuzie prin faptul că specialiștii se raportează la niște decizii internaționale și la niște instrumente internaționale de măsurare, se vine cu altă definiție care practic redenumește ceea ce era deja denumit, redefinește într-o altă manieră, și atunci în practică sigur psihologii vor vorbi tot despre constructele pe care le cunosc și pe care, cu care au susținere științifică. Vei face expertiză pentru instanță, va trebui să te raportezi la o altă definiție pe care tu nu ai cum să o probezi, pentru că n-ai un instrument care să-ți măsoare așa cum definește această lege înstrăinarea. Tu ai instrumente care îți măsoară altceva și uneori poți, alteori nu poți proba, și se va stârni extrem de multă confuzie. În mintea mea așa e ca și cum ar veni o lege să zică depresia este atunci când oamenii cred că viața nu mai are sens și au probleme, tulburări de somn. Și pornând de la această definiție, care e o bucățică foarte trunchiată, care e o bucățică trunchiată, uh-huh, și care până eu, ca specialist care voi pune diagnostic de depresie, cu siguranță nu o să mă raportez la cum îmi definește legea. Pentru că eu știu ce înseamnă și am o întreagă istorie și o literatură de specialitate care merge în altă direcție și cum, ca analogie cumva așa o văd. Câtă vreme repercursiunile sunt destul de nasoală, ca să spunem așa, în momentul în care unul dintre părinți este suficient să vină și să depună o mărturie cum că părintele celălalt încearcă să înstrăineze copilul, automat legea va da dreptate celuilalt părinte cumva. Și atunci, cumva, copilul ajunge în casa exact a părintelui care este arătat cu degetul și blamat pentru că este considerat părintele victimă. Tu spui că de multe ori părintele agresor, spui că de multe ori și pe bună dreptate părintele agresor, între ghilimele, cu adevărat sunt motive să fie numite așa. Uneori da și alteori nu, dar... Și cum putem diferenția totuși, sau care ar fi un parcurs logic din punctul tău de vedere de specialist psiholog și avocat? Cum ar trebui să conlucreze cele două aspecte, legal și psihologic? Eu cred că nu trebuie să reinventăm roata. Ne uităm la ce se întâmplă și în alte state, la state care au un istoric mult mai lung în privința protejării minorilor și asistenței sociale. Mă refer la țările de nord, mă refer la Anglia, mă refer la statele care cumva au un istoric și dau direcție pe piața internațională sau... E vorba de ore de evaluare, care de regulă se fac, aceste evaluări se fac prin expertize psihologice, în care evaluezi și minorul separat, în care evaluezi și pe părinți și abilitățile lor parentale separat, în care evaluezi posibilele tulburări de personalitate care tu știi că pot interfera cu abilitățile parentale dacă apar acolo, în care evaluezi relația părinte-copil și ai ședințe în care te uiți doar la asta și ai copilul pe rând cu unul și cu celălalt în cabinet.
și după multe ore în care ai evaluat și ai încercat să-ți faci o idee despre trăsăturile copilului, trăsăturile părinților, poți să excluzi anumite ipoteze. Eu nu spun că o să ajungi întotdeauna la realitate, dar sunt ipoteze pe care le poți exclude sau poți să înțelegi de ce apar anumite acuzații, pe ce fond, uneori pe o suspiciune sau pe o paranoia pe care o are un părinte, alteori pe bună dreptate, că există o agresivitate pe care nu o recunoaște și uneori le observ de când intră în cabinet sau de când ai prima discuție telefonică și poți observa paranoia sau suspiciozitatea, cum poți observa și agresivitatea. Și este o tehnică psihologică și asta de interviu sau de anamneză, să observi persoana cu care. Și cred că foarte important și merită spus e faptul că foarte mulți părinți nu cunosc dezvoltarea copilului și nu o spun blamându-i, pentru că n-ai cum să o cunoști dacă nu ești de specialitate, dar am văzut atât de multe situații în care părinții nici măcar nu-și pun problema că un copilaș, și dacă e preșcolar sau poate cu atât mai mult, că acolo sunt și foarte vulnerabili la tot ce înseamnă împletirea fanteziei cu realitatea, la vor să facă pe plac părinților, pentru că sunt și la o vârstă la care contează foarte mult afecțiunea, în momentul în care copilașul e cu mama, povestește despre cât e de rău cu tata, în momentul în care copilașul e cu tata, povestește despre cât e de rău cu mama. Și copilașul o face din dorința lui de a-l mulțumi pe celălalt părinte, pentru că observă că nu neapărat îi place părintelui când îi povestește ce s-a distrat la celălalt sau ce bine a fost, dar observă poate grimasa la părintelui și atunci caută interes, observă atenție. Să evită. Da, și observă că atunci când spun despre uite-te ce mi-a făcut mama sau uite-te ce mi-a făcut tata, celălalt e ochi și urechi, vrea să mă asculte. Și am văzut de multe ori tendința asta în care efectiv părinții rămâneau cumva foarte surprinși când vedeau ce spunea copilul în interviu cu copilul, unde nu mai era nici unul și nici celălalt. Părinților le e greu să accepte că poate copiii de vârstă mici mint, nu cu intenție, dar o fac totuși și de aici pot să pornească multe încurcături, de fapt. Poți minți și dacă nu ai niciun interes să o faci, poți minți fără să-ți dai seama, poți să fii sugestibil și dacă ești preșcolar ești foarte sugestibil. Poți să îți dorești foarte tare să-l mulțumești pe celălalt părinte și atunci nu trebuie să minți, trebuie doar să prezinți o parte din realitate. Pentru că dacă eu vin și spun mamei mele din tot weekendul care am stat la tata, numai alea trei momente în care m-a certat, a urlat la mine sau mi-a dat una peste mână, dar nu-i povestesc despre cât de fain am distrat făcând nu știu ce sau așa, nu am mințit. Doar că am luat din realitate o bucată pe care am prezentat-o. Dar dacă eu de fiecare dată fac asta timp de un an, mama începe să se streseze că copilul e foarte rău cu tata. La fel se întâmplă și invers. Deci sunt niște procese normale, doar că părinții nu le cunosc și atunci uneori se amplifică foarte tare din dorința de a proteja, de a face ce trebuie, dar de fapt nu-i fondată acea grijă. Vreau să te întreb puțin legat de partea aceasta legală. Această înstrăinare părintească, spui că este sesizată de către instanță. Bine, spuneai mai înainte că ar trebui înainte de instanță să existe o evaluare psihologică care ar fi mult mai solidă. Se face în instanță. Expertizele se fac în instanță. Dar această instanță, cine o sesizează, această instanță judecătorească? Există anumite autorități care trag un semnal de alarmă? Cele mai multe cazuri în care se dorește constatarea alienării parentale sau a înstrăinării sau a unor procese de acest tip sunt în procedurile de divorț. Atunci se dispune expertizarea de cele mai multe ori și printre obiective, uneori am văzut inclusiv obiectiv în care scria negru pe alb dacă i-a fost spălat creierul lui copilul. Am rămas așa și un pic șocată. Dar sunt formulate în diferite moduri obiective, uneori foarte tehnic, clar, de magistrați foarte pregătiți, alteori mai puțin tehnic, dar inclusiv dacă e un obiectiv larg, să determine psihologul dacă există orice formă de violență împotriva copilului, tu ca psiholog poți să
pentru că această formă este o formă de violență psihologică și în mod clar poți să o detectezi dacă dorești. Alte situații în care se mai cere expertizarea pentru înstrăinare, alienare, pentru forme de violență, sunt situațiile în care se dorește modificarea programului de vizită. Pentru că părintele refuză să mai petreacă timp cu celălalt sau, dimpotrivă, se dorește punerea în executare a programului de vizită. Care nu se respectă, chiar dacă o instanță a dat negrupare. Exact. Și care executorul nu o să oblige un copil fizic să stea cu tata sau cu mama. Dacă copilul refuză și refuză și refuză, până la urmă se ajunge în instanță, se cere consilierea părinților sau a unui părinte cu copilul pentru a se media relația și a lega legătura respectivă și pentru, în final, dacă se constată că sunt astfel de procese în care copilul refuză cu vehemență, să se remedieze. Pentru că, de fapt, părintele și părintele, cel care își dorește foarte mult să nu mai există o relație între copil și celălalt părinte, uneori o face din dorința de a-l proteja, dar acea dorință nu este justificată, alteori o face din răzbunare, adică sunt diverse situații. Eu mereu le spun, gândiți-vă că s-ar putea întâmpla să aveți un accident sau să aveți o boală și să se întâmple ceva cu dumneavoastră. Ați prefera ca acest copil să ajungă la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului într-o formă de protecție specială, mai bine așa decât la mama sau decât la tata? Și unii stau pe gânduri și înțeleg. Alții spun da. Pentru că aici noi suntem datori, specialiștii care putem vedea lucrurile din afară. De foarte multe ori când ești într-un divorț, imaginea aceea hiperbolizată a celuilalt... A fost un partener, îl demonizezi, de fapt. Da, îl demonizezi și e real în tine, tu așa simți și crezi asta. Și așa și reacționezi. Și așa ți-e și frică pe bune ca nu cumva să fie expus copilul. Simți și crezi asta. De multe ori sunt foști parteneri care refuză, în ciuda sentințelor date de instanță, să acorde copilului dreptul de a petrece timpul acela cât s-a stabilit cu celălalt părinte. Deci refuză categoric, nu-i permit copilului să meargă dincolo, în cealaltă casă. Da, pe de altă parte există și infracțiunea de nerespectare a hotărârii judecătorești, care există și proceduri judiciare și poate fi sesizată instanța cu a lua măsuri. Lucrurile nu sunt atât de simple, că de regulă refuzul este și al copilului. Tocmai pentru că există și anumite procese psihologice care duc la îndepărtarea copilului de celălalt părinte. Adică nu doar... Sunt și părinți care zic, dar te rog, dacă el vrea, ia-l. Și copilul nu vrea. Și de multe ori acest copil este pregătit, între ghilimele, de acasă să nu dorească. Nici poate. Măcar nu trebuie să fie o pregătire explicită. Poate să fie o pregătire implicită, adică creez o complicitate în mine și copilașul meu, în care noi suntem împreună și evident că dușmanii mei sunt și dușmanii tăi. Și nici măcar nu verbalizez, uite-te, să nu mergi cu mama dacă vine sau să nu mergi cu tata. Totul se poate produce la nivel inconștient. Adică îți creezi un cadru, creezi o prietenie, o complicitate, o imagine, îți spun o poveste. Copiii reacționează la povești. Dacă le spui despre un om că e rău pentru că așa și așa, asta cred și ei. Până să-și dezvolte abilitățile cognitive, mentale, să poată să aibă propria lor analiză, cu propriile lor argumente despre chiar e așa sau nu, durează. Până atunci preiau. Și de unde preiau? De la persoana de încredere, persoana de referință. Gabriela, rata divorțurilor crește enorm în țara noastră. Undeva prin anii 90 era undeva la 16%. În anul 2020 s-a dublat aproape 28,5%. Deci divorțurile se întâmplă că ne dorim, că nu ne dorim. Ce recomandări ai avea pentru cei care sunt în pragul unui divorț sau pe parcursul unui proces de divorț? Ce să facă, ce să spună, ce să nu spună, mai ales de față cu copilul?
ce ar putea afecta copilul? Eu cred că ar fi foarte utile niște ședințe cumva comune de pregătire a părinților. Adică chiar dacă noi nu ne mai înțelegem și suntem, nu știu, la cuțite din orice punct de vedere, cumva să avem aceeași poveste pe care o spunem copilului. Nu trebuie să spun că da, într-adevăr, tata e un prost, sau da, într-adevăr, mama nu știu ce. Nu, mama cu tata nu se mai înțeleg, au păreri diferite despre motive, sau, pentru că în funcție de vârstă poți să le spui asta, dar fără să intri în niște detalii care nu-i privesc de care copii. N-au nevoie și cu care îi încarci, pentru că sunt părinți care fac asta, văd că confundă cumva maturitatea adolescentului cu, știu eu, cu faptul că ar fi bine să-i spun adevărul și nu pare, nu chiar așa stau lucrurile. Deci eu cred că ar trebui, sunt părinți care reușesc să facă asta, să vadă scopul comun și atunci cumva să apeleze la specialiști care să-i concilieze cum ar trebui să pună problema în fața copiilor, chiar dacă ei sunt de păreri diferite, într-un mod comun pentru binele copilului. Pentru că e foarte, foarte greu ca un copil, mai ales dacă e la o vârstă mai fragedă, să ducă în el două perspective contrare. El nu are capacitatea să vadă care e adevărul sau să-și facă o proprie viziune. Emoțional nu se poate desprinde dacă relațiile au fost închegate nici de unul, nici de celălalt și trăiesc cu o ambivalență și cu o tensiune emoțională extrem de greu de dus, chiar dacă nu pare. Chiar dacă atunci când e cu mama pare că e complet angrenat în poziția ei și când e cu tata că în a lui. Deci asta cred că ar fi destul de util. Pe de altă parte, cred că ar, dacă nu poți face nimic împreună cu celălalt, ar fi destul de util să înveți mai multe despre cum funcționează un copilaș în astfel de situații. Care e dezvoltarea lui, care sunt rolurile pe care și le-au, ca să vezi puțin procesul și să-l poți privi prin alte cunoștințe. Și este literatură, sunt cărți de specialitate care sunt pentru publicul larg. Pe înțelesul tuturor. Pe înțelesul tuturor, da. Și dacă știi că n-ai un canal de comunicare cu partenerul, măcar unul să fac. Aici e cumva persoanele care sunt de bună credință și vor să facă asta și vor să nu zică nimic rău de celălalt și așa se izbesc de nedreptatea faptului că celălalt o face. Adică eu încerc să spun că tata e ok, tata rămâne tata, te iubește în continuare, nu se mai înțelege cu mama sau indiferent că eu sunt femeia sau bărbatul și celălalt părinte vine și aruncă cu noroi. Da. Și se află în situația ok, eu încerc să fiu fair neutru play, și da. Fair play, celălalt nu e. Cum e mai bine pentru copilul? Să rămână așa sau să încep să combat tot ce și intri în niște procese care nu le rezolv cu o reglementare a unei definiții? O ultimă întrebare, Gabriela. Ce ai putea recomanda cuplurilor care sunt în prag de divorț sau într-o căsnicie în care lipsește deja iubirea, respectul, aprecierea reciprocă, nu mai există sentimente, dar aleg pentru copii, punând ghilimelele de rigoare, să rămână prinși în acea capcană a unei căsnicii de formă, uneori amăgindu-se că copiii nu văd, nu-și dau seama și rămânem împreună, nu clarificăm situația, rămânem împreună a la lung. E ceva recomandabil? E pentru binele copilului sau pe termen lung, dimpotrivă, îi face un defavor? Studiile sunt ambivalente, dar contează foarte mult cum o faci. Nu neapărat ce decizi, ci cum faci acea decizie. Pentru că am întâlnit și mulți copii care i-am întâlnit în terapie ca adolescenți sau ca adulți tineri, care sufereau foarte tare pentru că aflaseră de relații extraconjugale pe care le aveau mama sau tata în timpul în care familia era familie și care i-a rănit foarte tare, i-a trădat foarte tare, chiar dacă părea că între mama și tata oricum nu e o relație de familie, dar au trecut foarte greu peste acele realități pentru că le viola niște așteptări pe care tu le creai cu cadrul de familie. Adică copiii nu sunt proști și percep și părinții de multe ori nu-și dau seama sau cred că nu-și pun întrebări sau cred că nu observă. Da. Nu e adevărat. Răul pe care îl poți face este că îi creezi un model de familie, de iubire, de cuplu nesănătos.
Adică atunci când vei dori să aibă un model sănătos pentru propria căsnicie, cuplu, partener, familie, ce accepți, ce nu, și mai departe, s-ar putea să nu fie ceea ce îți dorești. Pe de altă parte, eu nu sunt de principiu că divorțezi ușor. Cred că copii te pot provoca foarte tare, mai ales în primul an, în primii 2 ani, și cred că în primul rând trebuie să încerci să faci lucrurile să meargă. Iar dacă divorțezi, să o faci după ce ai încercat să faci lucrurile să meargă și nu au mers. Mulți dintre cei care spun că au rămas pentru copii au rămas parțial pentru copii. Dacă e să fim onești cu noi, uneori o faci pentru că ți-e frică de singurătate, alteori pentru că nu vrei să iei de la capăt că abia ai o casă și o mașină și te-ai liniștit și nu vrei să iei de la capăt cu toată această siguranță. Și îl păstrezi pe celălalt mai degrabă ca pe un companion sau coleg exact, de apartament. Adică, în primul rând, e important să fim sinceri. Cred că sunt puțini cei care știu foarte clar că le-ar fi foarte bine fără celălalt, le-ar fi foarte bine dacă ar divorța. Din toate punctele de vedere sunt ok și aleg să stea strict. De obicei aceea pleacă, divorțează. Adică cred că îi poate fi o scuză care ne-o spunem nouă mai mult decât reflectă o realitate. Deci nu sunt pentru divorțul rapid, cumva societatea noastră începe să-l accepte cu ușurință sau chiar să-l promoveze, să-l normalizeze, și asta în orice. Cred că renunțăm cu ușurință și la o relație, și la un job, și la niște scopuri pe care ni le propunem, și dacă trebuie să depunem mai mult efort, indiferent în ce ar consta, e mai simplu să renunți, să faci alt scop sau să mergi la un alt job sau să începi o nouă relație. Deci, cred că e o tendință care e nesănătoasă. Pe de altă parte, dacă rămâi într-o relație care e nesănătoasă, fără să vrei, învățarea implicită, adică cea inconștientă, se produce. Copiii vor vedea, își vor stabili niște repere legate de familie, de relație, în funcție de ce au văzut în familia lor. Și s-ar putea să nu fie ce-ți dorești pentru copilul tău. Mulțumesc frumos, Gabriela! Am aflat multe lucruri utile despre divorț, un divorț complicat în care există și copii, și ce putem face ca să-i protejăm pe aceștia, să nu fie acea minge de ping-pong care balează de la un părinte la celălalt. Sunt Cristina Alexa, rămâneți pe NCN TV.